Bună ziua tuturor, bine ați venit! Mă bucur că suntem împreună online pentru a 21-a oară, astăzi 10 februarie. Sunt Diana Andone, directorul Centrului de e-learning din Universitatea Politehnică din Timișoara și mă bucur că astăzi putem să celebrăm împreună Ziua Internațională a Fetelor și Femeilor în Știință, Tehnologie, Inginerie și Matematică, pe scurt STEM. În urmă cu 6 ani, Națiunile Unite decreta ziua de 11 februarie ca și Ziua Internațională a Fetelor și Femeilor în STEM. Noi sărbătorim astăzi, miercuri, ca de obicei, la emisiunile împreună online. Acest eveniment de astăzi este organizat de Universitatea Politehnică din Timișoara, bineînțeles, împreună cu EducaTM și cu Asociația OneSource, dar mai ales cu IEEE România, cu chapterul, cu capitolul, cu societatea Women in Engineering din IEEE, cu asociația Eden și am foarte multe invitate care vin din foarte multe domenii și dintr-o zonă foarte diversă de experiență și acum am să încerc să vi le introduc foarte repede și foarte pe scurt, încât să nu uităm pe nimeni și să fie toată lumea prezentă. Mai întâi doamna doctor inginer Elena Helerea, care este cerul, conduce capitolul de Women in Engineering al IEEE din România, dar este profesor la Universitatea Transilvania din Brașov. Bună, Elena! Voi continua după aceea cu doamna profesor doctor inginer Lăcrămioara Stoicu-Tiva, dar de la Universitatea Politehnică din Timișoara, dar care este și vicepreședinte a Asociației Internaționale de Informatică Medicală. Și voi continua cu conferențiar doctor inginer Alina Dumitrel, care este prorector la Universitatea Politehnică din Timișoara, singura femeie, de fapt, în conducerea și în Consiliul de Administrație al UPT. Și voi merge după aceea la Elena Ciocan, care este o personalitate, putem spune așa, în lumea tehnică de la compania Nokia din România, cu foarte mulți angajați în subordine. Și după aceea la Delia Golcea, care a lucrat Alcatel, OCE și acum este un mentor pe zona de high-tech aici în Timișoara. Și voi merge la tânăra generație, ca să spun așa. Am încercat să acoperim toată paleta de vârste, de experiențe, de cariere și am să iau mai întâi pe Ioana Cristina Benea, care este doctorantă la Facultatea de Chimie din Universitatea Politehnică din Timișoara. După aceea, Cristina Godrun, care este studentă la master în astronomie la Universitatea Leiden. După aceea, bineînțeles, pe cunoștința noastră mai veche, Laura Chirilă, care este elevă în clasa a 10-a la Colegiul Național, sau 11-a, pardon, deja, a mai trecut un an, la Colegiul Național Pedagogic Carmen Silva din Timișoara. Și pe Denisa Lepădatu, care este elevă la Colegiul Național Vasile Alexandri din Galați. Nu vreau să-l uit pe singurul care păstrează o ușoară balanță aici și a acceptat cu mare curaj, să zicem, să vină alături de mine și să moderăm această sesiune. Radu Ticiu, vechiul meu prieten, sprijin în comunitatea timișoreană, românească și a Europei Centrale de Est, atât în zona de IT cât și de high-tech și mai ales de comunitate și al EducaTM. Și Radu, dacă vrei să zici doar foarte pe scurt ceva despre EducaTM. Sigur, suntem o organizație, un proiect care își propune cumva să faciliteze accesul tinerilor, liceeni și elevi în școli generale care sunt cumva privați de acces la educație online din cauze legate de capacitatea familiilor lor de a le pune la dispoziție mijloace tehnice. Și atunci reușim să colectăm numeroase echipamente din comunitate, de la firme, de la persoane fizice care sunt trecute printr-un proces de reparare de, eu știu, echipare cu software-ul potrivit pentru a fi utilizate de acești copii pe care îi identificăm cu ajutorul unor parteneri. Am distribuit în 65 de localități din 7 județe și ne propunem ca, dincolo de faptul că livrăm mijloace, să generăm și contexte și conținut educațional pe care să îl poată accesa acești copii, în mare majoritate
locuitori ai unor zone rurale în care accesul la oportunități totuși e substanțial mai redus față de colegilor care locuiesc în orașe, dar care prin intermediul tehnologiei al internetului pot să se întâlnească inclusiv în evenimente de acest gen cu modele umane de dezvoltare personală și profesională care să îi motiveze și care să le reprezinte cumva un, hai să spunem, proiect de evoluție personală. Mulțumesc foarte mult, Radu. Într-adevăr, împreună ne-am învățat să facem foarte multe proiecte care îndeamnă comunitatea să se implice cât mai mult. Voi reveni cu doar, și tu vei face o altă introducere foarte, foarte curând. Vreau doar să reamintesc tuturor că suntem live în Zoom, unde puteți adresa întrebări sau comentarii direct în sesiunea de Q&A pentru toate doamnele și domnișoarele pe care le-ați văzut alături de noi. Suntem live și pe Facebook, pe trei pagini, pe pagina Centrului de E-Learning a Universității Politehnica din Timișoara și al Nokia Careers și totodată și pe YouTube. Colegii noștri de la Centrul de E-Learning urmăresc aceste pagini, deci dacă ne urmăriți acolo puteți să scrieți comentarii și să adresați întrebări, ele vor fi preluate și aduse celor care prezintă astăzi în această sesiune. Vă mulțumim tuturor, colegii mei vor avea și un chestionar pentru cei care doresc un certificat digital deschis, așa cum v-am învățat în toate sesiunile împreună online. Îmi face o deosebită plăcere să o prezint astăzi pe profesorul Elena Helerea, care este o veche prietenă de-a mea. Cred că, nu spunem, dar cred că sunt mai bine de 20 de ani de când ne cunoaștem și de când pot să spun că lucrăm împreună. Elena este chair-ul din sesiunea de IEEE Women in Engineering, femei în inginerie în România, este senior life member în IEEE și are o carieră impresionantă în jurul electromagneticii, electrotehnicii, a mașinilor electrice, profesor, a fost prorector la Universitatea Transilvania din Brașov, a mentorat zeci de doctoranzi, are peste 250 de publicații, o carieră impresionantă și fie cu iertare că o zic persoana cu cea mai multă experiență din cei care suntem astăzi aici. Elena vrea să vorbească un piculeț și despre Women in Engineering, așa că Elena, am să te las pe tine să încep cu această parte de Women in Engineering și cumva și de ce ai plecat tu pe acest drum al ingineriei electrice, care nu a fost ușor în România niciodată. Aș vrea să spun că traiectoria mea în cariera profesională a fost decisă în liceu, în momentul în care am decis să merg să aleg partea reală. Mi s-a părut că, deși mă atrăgea la literatura, mi s-a părut că secția reală, acolo unde se făcea matematică și fizică, unde se cerea un efort ceva mai mare, e cu perspectivă ca să poți să urmezi o carieră inginerească. Matematica, cunoscută ca regina științelor, mi-a dat posibilitatea să gândesc logic, să construiesc modele care m-au ajutat mai târziu în proiectare și în cercetare. Au fost multe provocări. Ultima, cea cu educația și cercetarea pe care am desfășurat-o la Universitatea Transilvania din Brașov, mi-a dus multă satisfacție. Actualmente m-am dedicat mai mult acestei activități de voluntariat, să zicem. Și aici Women in Engineering, ca un affinity group care a fost dezvoltat pe lângă IEEE, deci Institute for Electrical and Electronic Engineering, o asociație profesională cea mai mare din lume. Iată că acest affinity group pentru IEEE, societatea din România, a activat cam de 10 ani, este activ, dar prin ceea ce faceți voi acum și noi acum, întregește de fapt calea de a promova fetele și femeile
în STEAM. De fapt, ce facem la Women in Engineering? La Women in Engineering, de fapt, nu facem altceva decât să încurajăm participarea la conferințe, să avem întâlniri cu tinere din liceu și din universități, chiar și din întreprinderi, să promovăm personalitățile feminine și, în final, să facem proiecte în care să intre cât mai multe tinere din liceu, din întreprinderi, din universități. Asta este cam activitatea pe care Women in Engineering o promovează. Și mulțumesc, Alin, Diana, că în această zi importantă discutăm despre Women in Engineering. Da, într-adevăr, discutăm despre Women in Engineering și mă bucur că tu ai spus că ți-ai ales drumul încă de la începutul, să zicem așa, din educație. Prima mea așa întrebare directă către tine este: a fost un drum impus? Te-au ajutat părinții? A fost o alegere proprie? Ai fost convinsă că nu te mai întorci, că nu mai schimbi nimic din cariera ta? Aș putea spune că a fost întâmplare. Nu este același lucru cu ceea ce se întâmplă astăzi, când există o sumedenie de discipline legate de comunicare, de comunicarea profesională, de utilizarea unor instrumente care să te conducă spre profesie, spre cariera profesională. În anii aceia, 1965-70, trebuia să-ți alegi singur, decizi singur ceea ce ai de făcut. A fost așa. Am urmat secția de electromecanică de la Institutul Politehnic din Brașov, apoi cadru didactic la un liceu, apoi inginer cercetător la combinat chimic și de-abia după aceea am decis ca să mă axez și pe educație și pe cercetare. Și mi-a adus satisfacție faptul că am ajuns la Universitatea Transilvania din Brașov, unde am putut să fac ceea ce de fapt în crescendo, așa s-a întâmplat, am decis să fac. A fost o bucurie. Cred, Elena, și mulțumesc mult de tot și pentru activitățile care le faci alături de Women in Engineering și de IEEE. Ești un motor pentru multe dintre femeile din România. Am să las acum pe Radu, fiindcă mergem puțin mai departe, vom tot reveni cu întrebări de la fiecare. Da, mulțumesc, Diana. Ce aș dori acum e să încep introducerea, hai să spunem, colegilor noastre, tinere, eleve de liceu, studente care au deja o decizie luată în privința carierei lor și mai mult decât atât sunt implicate inclusiv în activități de promovare acestei căi adresate colegilor lor și mai tinere. Și prima dintre invitatele de astăzi pe care aș vrea să o prezint e Cristina Cordun, care după ce a studiat în București fizică, asta după ce în liceu a muncit în cadrul unor echipe de robotică, a participat la olimpiade de fizică, de astronomie, informatică, a decis să studieze astronomie în Olanda. Și cel mai frumos lucru e că în vacanțe, atunci când o invităm, alege să se întâlnească cu fetițe, hai să le spunem, de ciclu gimnazial, în cadrul evenimentelor noastre Girls Team Power în Timișoara, unde se constituie deja ca model pentru acestea. Și atunci întrebarea mea către Cristina ar fi, în primul rând, cum ai construit tu decizia de a îți construi o carieră în zona științei și cât de important pentru tine este să te asiguri că poți motiva și alte tinere, mai tinere decât tine, fete interesate de, sau potențial interesate de o asemenea alegere profesională.
Pot spune că decizia de a studia acest domeniu am făcut-o când eram destul de mică și părinții mei ne-au spus că pe mine și pe fratele meu și ne-au arătat stelele. Atunci am decis că vreau să le studiez și să merg pe acest domeniu, dar și mai târziu și la generală și la liceu am avut profesori care m-au încurajat și m-au determinat să merg pe acest domeniu și mai departe. Și pentru mine este foarte important ca și alte fete să studieze fizică sau științe în general, pentru că e un domeniu foarte frumos și toate persoanele care am vorbit până acum și le-am povestit ce fac și câte ceva despre stele sau așa, au fost foarte pasionate. Și mi se pare că e fenomenul pentru toată lumea, nu e extrem de greu și se poate construi o carieră destul de bună în jurul acestuia. Mulțumesc, Cristina. Diana? Da, într-adevăr, este foarte interesant când poți să construiești așa cariere multiple din mai multe zone și te miști și te balezi. Am eu o întrebare pentru Cristina direct. Poate așa un pic, nu o zic, dar nu o luați că mă lau, că astăzi, de data asta nu-i despre mine. Pentru mine, deci am avut parte, să zicem, de educație în 3 țări și am lucrat în 4 țări în viața mea până acum, cel puțin, și mai am încă, întotdeauna sunt deschisă pentru un nou challenge. Dacă ar fi să, nu să faci neapărat, că nu vreau comparații sau ceva, dar unde simți că ai putut să atingi așa, că vârful încă nu l-ai atins, ești departe de a-l atinge, mai ai încă cale lungă, poți să-ți o zică cineva cu mai multă experiență, dar unde simți că, da, domnule, am simțit că pot, că nu mai pot, că din momentul acesta totul se poate, nimic nu mă mai oprește. Momentul wow, cum îi zicem noi, știi? Da, am simțit asta când am ajuns în Leiden și am văzut ce facultate bună au și ce profesori pregătit au pe acest domeniu, pentru că eu în prima fază am să studiez în țară, doar că acest domeniu nu prea se studiază și am simțit că parcă ceva mă blochează să merg cât mai departe. Și atunci, după ce am venit în Leiden, am văzut că totul e posibil și că pot să studiez ce vreau și să merg mai departe pe acest domeniu. Da, într-adevăr, poate să fie un impuls și cred că de aceea și dorim să facem cât mai mult aici și avem lume și din universități și din companii, că și pentru mine pot să recunosc că același moment a venit în Finlanda prima dată, unde am plecat eu în urmă cu foarte mulți ani, peste 25 de ani și am simțit că acolo nu mai conta deloc că eram fată sau nu și că mă trata toată lumea cu mai mult decât la egal și eram cea mai tânără din echipă și lumea mă lua în seamă mai mult decât pe alții și asta mi-a permis după aceea să fac absolut orice și să nu mă mai opresc. Îți doresc mult succes, Cristina! Și acum ne uităm la altcineva care are o experiență la fel de bogată și la fel de densă și a încurajat, pot să spun, foarte multe tinere să urmeze o carieră de succes și le sprijină și nu numai tinere din România, ci cam de peste tot de prin Europa. Și îmi face o deosebită plăcere să o prezint pe prietena mea, dacă pot să zic așa, doamna profesor Lăcrămioara Stoicu Tivadar, cadru didactic la Facultatea de Automatică și Calculatoare în Universitatea Politehnică din Timișoara, care a fost președintele Societății Europene de Informatică Medicală și acum este vicepreședintele celei internaționale, dar are foarte multe proiecte europene de cercetare, de educație online și pot să zic că împreună cu Lăcrămioara, în urmă cu 22 de ani, porneam învățământul la distanță în Politehnica din Timișoara și ne pregăteam împreună la Edinburgh cum să facem acest lucru de succes, deci avem un trecut glorios împreună, pot să zic așa. Lăcrămioara,
De ce ai ales să studiezi calculatoare? Nu era deloc la modă când tu ai început. Și cum a fost pentru tine toți acești ani? Da, m-am gândit ieri când mi-ai spus cum am ajuns în IT și am ajuns tot printr-o femeie. Și aș vrea să o onorez pe mama mea, venită de la Anina, cu o bursă la un liceu foarte bun în Timișoara, premiantă în fiecare an și totuși casnică, datorită concepțiilor de la jumătatea secolului 20, în care un bărbat nu era prea bine văzut dacă nu asigura suficient venit familiei pentru ca doamna să nu lucreze. Și atunci, dar mama, chiar dacă a fost acasă, a fost întotdeauna foarte bine informată cu tot ce a fost nou. Noi în casă am avut tot felul de lucruri noi imediat ce au apărut. Și atunci când la liceu mă tot gândeam unde să merg, mie plăcând foarte mult fizica și matematica, mama mi-a spus, eu am auzit că e un domeniu acum nou cu calculatoarele și că ăsta o să fie de viitor. Ce zici tu? Nu? Bun, hai să mă duc acolo. Și așa am ajuns la Facultatea de Automatică și Calculatoare, cu examenele pe care le știți, care se dădeau atunci. Și foarte multe fete din generația mea au venit la Automatică și Calculatoare. Eu am crescut într-o zonă în care fete și băieții n-au avut. Deci poate ăsta a fost norocul meu. N-am simțit niciodată, când eram copil, diferența asta. Și părinții mei au avut o mare contribuție aici. E adevărat că am fost singur copil la părinți, atunci am fost și pe post de băiat și pe post de fată, probabil. Mergeam cu tata la meciuri și, mă rog, cu mama citeam și făceam tot felul de lucruri feminine. Și cam asta a fost. A fost la un moment dat o cochetare cu medicina. Dar mi-e greu, firea mea, mi-e greu să văd suferință mereu. Oricâtă empatie aș avea, să mă fi dus zilnic într-o zonă în care era multă suferință, mi-ar fi fost greu. Și atunci, uite, așa am reușit să îmbin informatica cu domeniul medical și am virat de la teza de doctorat pe domeniul acesta în care am rămas și în care poți să faci lucruri minunate pentru pacienți și de asemenea să faci unelte pentru medici ca să le faci viața mai ușoară și să contribui în domeniul medical chiar dacă ești un pic în altă zonă. Da, așa este, într-adevăr foarte interesant, să zicem, modul cum reușești să îmbin, cred că fiecare dintre cei care suntem aici și avem ceva ani de carieră, spunem același lucru. Și Elena Heller a zis mai înainte, am vrut să ajung cadru didactic, am plecat și m-am plimbat prin câteva domenii și eu am făcut la fel, tu la fel. Am o întrebare aceeași pentru tine. Care a fost momentul wow? Când ai zis, da, acum pot, de acum încolo nimic nu mă mai oprește. Eu bănuiesc, dar hai să vedem ce zici tu. Da, știi, aici ca și la optimizări. Când discuți de optimizări, ai întotdeauna maxim. Și în momentul în care atingi maximul ăla, zici, a, da, ăsta e maximul, dar e un maxim local, știi? Așa că sunt mai multe momente la... Dar e adevărat, a fost momentul în care am vrut... Eu n-am așa... dorința de a merge mai departe, dar mi-am dorit într-adevăr să intru în comunitatea aceasta informaticii medicale, în comunitatea europeană. Și când lucrurile au mers bine și am fost apreciată acolo în totalitate, ăla a fost momentul, da. Vreau să spun că noi în EFMI am avut un fel de traseu, așa, dacă erai secretar, vicepreședinte, președinte. Deci odată ce ajungeai secretar, mergeai direct vicepreședinte, președinte. Și așa am avut o doamnă care a fost prima președintă. Ei, la un moment dat s-a schimbat și s-a trecut pe alegeri. Deci oricine putea să candideze. Și eu am fost prima femeie aleasă președinte în Federația Europeană de Informatică Medicală. Deci pot să spun că ăla a fost chiar wow. Am sigură, fiindcă știu cât de mult te-a bucurat această alegere. Îți mulțumesc mult de tot, Lăcri. Radu? Da. Mulțumesc, Diana. Cred că următoarea invitată pe care aș vrea să o introduc este Denisa Lepădat. Nu ne-am întâlnit niciodată, dar de niște ani buni suntem în legătură în contexte legate de
domenii diverse din zona științifică. Vorbim despre genetică, vorbim despre bioinformatică pe care, așa e, mă rog, fetele din Timișoara le practică la Biocoder Dojo. În același timp, o admir pentru modul în care, eu știu, jonglează cu domenii extrem de diferite, de la literatură până la zona de, eu știu, de cutting edge a transumanismului, da? Da. Fiind interesată de biomarker și de alte, eu știu, concepte extrem de specializate. Participă la hackathon-e organizate de companii cum e Microsoft sau de rețele cum este Tinsin AI. Face parte din board-uri editoriale ale unor publicații, eu știu, extrem de reputate, chiar dacă sunt relativ nou lansate, cum e The Immortalist. Este invitată să participe la conferințe și la diverse webinarii și, mă rog, crește, eu știu, impresionant de la lună la lună. Denisa, prima întrebare ar fi când ne întâlnim în Timișoara, nu vreau un răspuns acum. Cât mai curând posibil. O a doua întrebare e, ca și în cazul celorlalte invitate, simți că te îndrepți către domeniul STEM? Cum e raportul de forță între zona, eu știu, literatură, creație literară și creație științifică? Cum faci balansul ăsta? Fără îndoială mă îndrept înspre STEM din mai multe motive. Știu că lumea mă cunoaște drept fata care scrie cărți, pentru că am publicat 8 volume de poezie și proză până la 15 ani, cred. Dar cu timpul am început să privesc lumea altfel. Mi-am dat seama că sunt multe curiozități, multe mistere, multe întrebări la care arta nu poate să-mi răspundă la fel cum o face știința. Știința îmi dă răspunsuri veridice și cuprinzătoare și astfel am început să mă îndrept înspre tehnologie, în special de când am intrat la liceu matematică, informatică și genetică, dar după cum ați menționat și dumneavoastră, și înspre transumanism, care este o zonă mai puțin descoperită în această parte a lumii, dar care consider că îmi permite dezvoltarea și, de fapt, nu numai a mea, pentru că nu mă focusez asupra mea, ci asupra lumii în general. Mulțumesc, Denisa. Diana, bănesc că ai întrebări. Fiindcă văd că tu nu vrei să întrebi, am să-mi permit eu să întreb în momentul acesta. Din nou, Denisa, știu că ești foarte tânără și că pentru tine această îmbinare de literatură, artă și, să zicem, tehnologie sau știință este la îndemâna ta. Ce crezi că ai avea nevoie ca să poți să le îmbini perfect? Sau ce ți-ai dori ca să poți să faci pe viitor? Și unde crezi că ai putea să găsești sprijin pentru asta? Sau ce am putea face? În primul rând, consider că este nevoie de un mediu potrivit de evoluție care ar cuprinde profesori potriviți cu cunoștință în domeniu și întotdeauna la curent cu tot ceea ce se întâmplă în lume, pentru că, după cum știm cu toții, tehnologia se dezvoltă foarte rapid în ultimii ani, așa că este absolut necesar să avem oameni în jurul nostru care să ne țină la curent cu ceea ce se întâmplă pentru a putea și noi să ne dezvoltăm. În același timp, ținând cont că vorbesc și de genetică, aș avea nevoie de un mediu în care să existe o tehnologie performantă și, în general, oamenii din jur cred că sunt pilonul principal care m-ar ajuta să evoluez și nu este numai cazul meu. Atunci când vorbesc despre mine, cred că vorbesc în numele tuturor celor care sunt îndreaptă înspre acest lucru. Da, să sperăm că va fi așa și noi sperăm că să putem să creăm cât mai multe modele sau evenimente în care
tu să-ți poți regăsi drumul și să-l construiești cât mai frumos și, nu știu, peste 10 ani să ne bucurăm de ce ai putut să rezolvi. Așa sper și eu. Mulțumesc mult de tot, Denisa. Și eu. Îmi face o deosebită plăcere să o prezint acum pe doamna conferențiar Gabriela Alina Dumitrel. Alina vine din Universitatea Politehnică din Timișoara, din Facultatea de Chimie și Inginerie, Chimie Industrială și Inginerie a Mediului, dar este prorector al Universității Politehnică, responsabil pe problemele de învățământ și problemele studențești. Doar o carieră foarte interesantă, cu un doctorat în cotutelă împreună cu INSA Lyon din Franța, și lucrează pe zona de cercetare, ca să zicem, în zona ingineriei chimice, bineînțeles, a proceselor industriale și proceselor modelatoare industriale. Deci vine dintr-o altă zonă puternic tehnică, care, pot să zic așa, chimia îmbină o știință a naturii, cu foarte multă matematică, dar și cu multă inginerie, cu multă tehnologie. Alina, cum de te-ai decis? Vii dintr-un profil de matematică și tu, ca multe dintre noi aici, cum te-ai decis să faci acest lucru și cum a fost pentru tine până acum? Mulțumesc, Diana, în primul rând, mulțumesc pentru această invitație, mulțumesc pentru introducerea frumoasă pe care ai realizat-o. Cred că de mică am avut această inclinație și curiozitate pentru știință, dar la baza ei a stat, cred că, tatăl meu, inginer fiind, care mi-a insuflat dragostea pentru matematică. Ulterior, ajungând în clasele 5-8, am avut dirigint o profesoară de chimie, așa că sala noastră de curs a devenit laboratorul de chimie. Acolo am avut ocazia să descoperim tot felul de substanțe chimice și curiozitatea de a discuta cu doamna dirigintă care mi-a insuflat această dragoste, dar cred că hotărător pentru mine au fost anii de liceu, în care profesorii de chimie, matematică și fizică mi-au stârnit curiozitatea pentru inginerie. Acela a fost momentul în care am decis că vreau să fac inginerie. Ajungând la facultate, am descoperit o lume așa cum mi-o închipuiam, pot să spun. Dar dorința de cunoaștere m-a determinat să continui cu un doctorat. Acela a fost momentul în care am descoperit o altă pasiune, aceea pentru educație. Și acela a fost momentul în care, deși mama mea este profesor în preuniversitar, eu nu doream să urmez o carieră didactică. Totuși, în momentul în care am ajuns la doctorat și am avut ocazia să lucrez cu studenții, pentru că în acel moment puteam desfășura activități didactice, am îndrăgit această meserie și m-a determinat să aleg să continui în acest domeniu. Am și din nou și pentru tine aceeași întrebare, fiindcă într-adevăr și tu combini din nou această lume mixtă, să zicem. Când a fost așa wow pentru tine și ai zis, sau încă n-a venit momentul, că poate să nu vină, pentru multe dintre noi a venit ceva mai târziu. Cred că acel moment pentru mine a fost atunci când am fost admisă la doctoratul în cotutelă, atunci când am descoperit că ceea ce am realizat până atunci era valoros și că oamenii au încredere în mine și cred că mi-a dat și mie încredere că ceea ce fac bine. Cred că atunci a fost momentul în care am spus, da, uite, sunt pe drumul cel bun și pot să continui. Da, mulțumesc foarte mult, Alina. Mă bucur tare mult că, uite, avem așa persoane care reușesc, pot să zic tinere chiar, să simtă că pot să facă totul și că totul trebuie să fie făcut cât se poate de bine. Și acum îmi face o deosebită plăcere să o prezint pe Ioana Cristina Benia, care este doctorandă, care vine din Universitatea Politehnică din Timișoara și este doctorandă în Facultatea de Chimie Industrială, în zona de chimie și de inginerie chimică, dar chiar dacă e la început, are deja câteva realizări, a beneficiat și de bursă Erasmus și a dat seama cât de bine este să studiezi și să călătorești și să vezi cum se învață și cum se face educație și meserie în alte țări și în alte universități.
a decis să se întoarcă, să facă doctoratul aici, după stagii la Viena și la Budapesta, și a fost șefă de promoție când a absolvit. Ioana, te rog foarte mult, cum a fost pentru tine să studiezi inginerie chimică și de ce ai ales domeniul ăsta? Bună ziua, vă mulțumesc foarte mult pentru invitație și pentru frumoasa introducere. Nu pot să spun că m-am decis încă din liceu, eram nesigură până în ultimul an, dar îmi plăcea foarte mult o gamă largă de materii din domeniul tehnic și mai ales partea de chimie și de biologie, și am decis că ingineria chimică va fi ceva de viitor și pe placul meu. Iar ulterior, decizia de a alege o carieră în acest domeniu a venit după ce am întâlnit comunitatea de la Facultatea de Chimie Industrială și Ingineria Mediului, și pe această cale vreau să-i mulțumesc foarte mult Ana Maria Todea, pentru că m-a susținut și m-a sprijinit în toate demersurile mele în acest sens. De ce am ales acest domeniu? În special pentru faptul că îți permite să îți transpui propriile idei în realitate și să implementezi în mod concret propria viziune, ceea ce mi se pare că este unul dintre cele mai încântătoare lucruri pe care ai putea să le întreprinzi. Iar obiectivele și sarcinile sunt foarte evolutive și inovative, și exploatarea acestui domeniu pe termen lung este practic infinit. Ai putea să studiezi și să afli lucruri noi în mod constant până când decizi să te oprești. Nu cred că este un punct în care ai putea să spui că ai aflat totul. De asta mi se pare un domeniu foarte interesant și demn de exploatat. Am o întrebare direct pentru tine. Îți dorești să... Uite, pentru Alina, momentul în care s-a decis să facă educație și a fost când și-a făcut doctoratul. Pentru tine? Cercetare sau educație? Sunt dispusă să încerc, da. Mi-ar plăcea să încerc și să văd dacă mi se potrivește. Mi se pare... succes! E o meserie că... de vocație, să știi, să într-adevăr. Să fie o inspirație pentru cei mai tineri sau să-i conving și pe ei că este un domeniu interesant. Și eu sper la fel. Îți mulțumesc foarte mult, Ioana, și în continuare succes. Să știți că cu toată lumea vom mai reveni și vom mai vorbi pe parcurs, dar vreau ca fiecare dintre invitate să aibă ocazia să zică câte ceva despre experiența lor și despre de ce fac acest lucru. Și acum mă duc la Nokia, Nokia Timișoara, Nokia România, unde Elena Ciocan, care n-a absolvit Politehnica din Timișoara, a absolvit Universitatea de Vest, specializarea de informatică, este unul dintre liderii din Nokia, care conduce peste 1500 de oameni din toată lumea, de fapt, care dezvoltă noi sisteme și arhitecturi de cloud, în special dedicate aplicațiilor mobile și telefoniei mobile, bineînțeles. Elena, de ce te-ai dus acolo? Căci tu ai fost mai întâi Alcatel, nu știu ce, deci... Dar de ce ai ales acest domeniu? Fiindcă tu făceai matematică mai mult decât partea asta de telecomunicații, să zicem. Da, în primul rând mulțumesc mult pentru invitație. Mă bucur să fiu în așa companie selectă astăzi și chiar îmi face plăcere să cunosc unele doamne și să le revăd pe altele. Mulțumesc mult că m-ați invitat. De mică mi-au plăcut provocările și matematica a fost așa pe sufletul meu, ca să zic așa. Mi se părea fascinant cum la fiecare problemă există câte o soluție. Când a fost să hotărăsc la ce liceu să merg, m-am îndreptat totuși către informatică. Mi s-a părut o provocare, ceva nou, ceva ce merită încercat. La finele liceului eram hotărâtă să devin profesoară și să merg la facultatea de matematică. Dar apoi am decis totuși să urmez specializarea de informatică din același motiv că mi se părea provocator și oarecum de viitor. Până în ultima clipă am fost hotărâtă să devin profesoară, am și făcut modulul pedagogic și oarecum așa dintr-o întâmplare, discutând cu colegii mei, văzând că ei totuși sunt interesați de o carieră în Alcatel, am zis hai să încerc și eu. Și la momentul respectiv am fost surprinsă să trec cu brio de toate testele și n-am mai plecat. A fost locul potrivit pentru mine, ca să zic așa, o,
o zonă foarte dinamică, mereu în schimbare, cu multe provocări și un mediu foarte ofertant și în care niciodată nu am simțit că ar fi vreun neajuns în a fi femeie. Întotdeauna m-am simțit egală cu colegii mei și sprijinită să merg mai departe. Cred că a fost alegerea bună și cu bucurie constat că fiica mea, care acum se pregătește să dea bacalaureatul, deși nu a cochetat deloc cu domeniul tehnic, tot așa, pe ultimul moment a schimbat macazul și merge în continuare și ea pe informatică. Deci se poate. Da, cred că ăsta e cel mai bine când vezi că totuși reușești să deschizi drumul, măcar în familie. Și asta e cel mai greu de convins pe cei din familie, de obicei. Ei n-am sunt cei mai reticenți. Chiar n-am încercat să conving, dar s-a convins singură. Tu când te-ai decis, ai zis că ai considerat că ți este familiar și bun, dar când ai considerat, da, pot să fac, nimic nu mă mai poate opri și din momentul acesta ai căpătat încredere maximă în tine? După primul an, când m-am angajat, în momentul în care m-am angajat, eu eram un grup de 50 de ingineri care am pornit la momentul respectiv, dintre care femei eram 6. Și după niciun an am ajuns team leader la o echipă exclusiv de bărbați, oarecum intimidant, erau rocker, toți cu plete așa solizi și mult mai mari decât mine, dar faptul că am reușit fără probleme în rolul respectiv și că niciodată n-am simțit că ar exista vreo diferență, dar toată lumea te privea, da, dacă asta s-a putut într-un an, înseamnă că pot și de aici încolo. Mulțumesc mult de tot. Radu? Almut, Radu? Da. Revin acum cu o bună ocazie de a o prezenta pe Laura Chirilă. Pe Laura o cunosc de vreo 5-6 ani când s-a alăturat mișcării Coder Dojo de educație în domeniul programării și în general al tehnologiei, dar ea era pasionată deja de niște ani înainte ca elevă de gimnaziu, de programare, de, eu știu, zona asta a tehnologiei. Și am văzut-o în anii următori performând odată în activitățile curente ale acestui proiect, Coder Dojo, și mai mult și mai spectaculos la diverse competiții anuale la care reușeam să trimitem echipe numeroase de tineri din zona Timișoara. Laura a câștigat în câteva rânduri Coolest Projects, competiții de creativitate tehnică la Dublin, cu niște proiecte spectaculoase dezvoltate împreună cu un coleg, cu Sergiu, după care a devenit membra unei echipe care a participat la o competiție de robotică spațială, ocazie care a dus-o undeva la MIT, la finala globală a respectivei competiții. Actualmente, Laura este lider în cadrul unei echipe de robotică la liceul ei, liceul pedagogic Carmen Silva din Timișoara, și alături de, cred că sunt vreo 10 copii pasionați, participă din nou la numeroase competiții și dezvoltă proiecte spectaculoase. Pentru mine ar fi super important ca Laura să ne spună, dincolo de motivația ei inițială de a performa și de a încerca să descurce acest domeniu al programării și al roboticii, cum a găsit suport la o vârstă extrem de fragedă, da? În clasa 5-a, 6-a, cine a ajutat-o, cine a orientat-o și, în plus, poate că ne spune câte ceva despre experiența ei de a fi fată, lider al unei echipe în care
Nu neapărat majoritatea componenților sunt fete, ci din contră, mai mulți sunt băieții implicați. Mulțumesc, Radu, pentru introducere. Bună ziua, mulțumesc pentru invitația la acest eveniment. Totul a început în clasa a 5-a. Eu, fiind pasionată de matematică încă din primară, am avut ocazia de a face parte dintr-o grupă de pregătire suplimentară la informatică alături de profesorul meu din gimnaziu, unde eram câțiva copii mai pasionați de această zonă STEM. Și așa am început să învățăm încet, încet, am început cu website-uri și cu Flash, care la vremea aceea era ceva super, și cream proiecte educaționale pentru a ajuta pe colegii noștri să învețe mai ușor la anumite discipline. Iar apoi, în clasa 6, am aflat de Coder Dojo din zona mea locală, din Dumbrăvița, și am văzut-o ca pe o oportunitate să mă dezvolt și să văd ce alte proiecte pot crea pe lângă ceea ce am învățat la școală. La Coder Dojo am avut ocazia de a întâlni mentori foarte pasionați care mi-au prezentat acest domeniu al roboticii încă din clasa 6. Mi-au prezentat plăcuța foarte populară numită Raspberry Pi, pe care am folosit-o în multe proiecte, și acestea au fost apreciate în cadrul competițiilor Coolest Projects, unde anual se întâlneau mii de copii din toată lumea pentru a-și prezenta proiectele dezvoltate în cadrul cluburilor de programare Coder Dojo. Și în prezent m-am focusat mai mult pe partea de inteligență artificială și robotică. Acest domeniu până la urmă mi-a plăcut mai mult din zona informaticii. Și nu am avut niciodată o problemă în a lucra doar cu băieții, pentru că în majoritatea echipelor, inclusiv în cea cu care am fost la Zero Robotics în finala de la MIT, am fost singura fată și nu am avut nicio problemă. Am colaborat împreună foarte ok și în principiu nu a existat o neînțelegere între noi, dacă fiecare își făcea treaba lui și am avut fiecare același obiectiv de a scrie un cod cât mai bun și de a încerca să rezolvăm anumite probleme. Și în principal, motivația mea de a continua în acest domeniu este acela de a putea dezvolta soluții care să rezolve probleme reale din societatea noastră. Da, mulțumesc foarte mult, Laura. Dacă îmi dai voie, Radu, un piculeț, trebuie neapărat să intervin aici, fiindcă întrebarea care puteam să o pun pentru Laura era clar care e momentul wow. Dar înainte de a o întreba pe ea, vreau să zic care a fost pentru multă lume momentul wow pentru Laura. Pete Lomas, care este fondator și creator al lui Raspberry Pi, de care Laura a și menționat și care multă lume la nivel mondial îl folosește intensiv, a venit în Timișoara la invitația lui Radu Ticiu. Și eram mai multe cadre didactice universitare, director de companii care lucrează pe zona aceasta de embedded, și Laura, care își prezenta proiectul în fața lui Pete Lomas. Toți ceilalți prezentaseră înaintea ei, profesori, v-am zis, director de companii, până la Laura pot să zic că Pete a fost așa politicos, dacă e frumos să zic. În momentul în care Laura a început să prezinte, Pete a devenit mai mult decât interesat și a construit după aceea o dorință continuă de a lucra cât mai mult în Timișoara și de a veni în Timișoara. Deci momentul wow lui Laura până acum, din ce am văzut eu, a fost acolo și cred că a mai fost celălalt la Boston când ai fost împreună cu Radu, nu? Și mai este încă unul la Dublin în 2017, când am prezentat prima dată acel proiect care l-am prezentat și lui Pete Lomas, mai exact un robot controlat prin intermediul undelor EEG, și l-am prezentat CEO-ului Raspberry Pi, Philip Colligan, iar acesta inițial când a auzit de idee nu i-a venit să creadă și a vrut să o testeze, să vadă dacă chiar este adevărat, și după ce a văzut că funcționează, a rămas așa foarte impresionat și m-a ținut minte și am devenit cumva un exemplu în comunitatea Raspberry Pi. Așa este, un exemplu care să sperăm că cât mai multă lume va dori să-l urmeze. Radu?
Microfonul, Radu. Da, mulțumesc, Laura, și în finalul turei de prezentări, cred că prezint o doamnă care în mod clar a marcat dezvoltarea sectorului IT din vestul țării, cel puțin din poziții de conducere în diverse multinaționale, în cadrul Alcatel sau Canon OSE, coordonând sute de ingineri, bugete de zeci de milioane de euro și mobilizând, într-un fel, comunitatea tech din Timișoara, contribuind la constituirea de clustere de firme din domeniul IT și fiind în mod, eu știu, imediat și entuziast implicată inclusiv în diverse activități legate de încurajarea fetelor către cariere din domeniul STEAM. E, din nou, foarte important de menționat faptul că Delia Golcea, despre ea vorbesc acum, s-a implicat și în pilotarea, până la urmă, în regiune, a unor concepte nou venite, cum ar fi cel de Business Angel, încercând să încurajeze inclusiv startup-urile lansate de echipe care includ și fondatoare alături de, eu știu, ubicui programatori dornici să facă afaceri. Bineînțeles, întrebarea legată de momentul wow o păstrăm și aș fi super interesat să aflu ulterior de la Delia cum vedea rolul unui mentor pentru firme din domeniul IT și dacă are o apetență crescută pentru firmele de tip startup care includ în grupul de fondatori și tinere programatoare, sau mă rog, tinere pasionate de dezvoltarea de afaceri. Microfonul, Delia. Mă auziți? Da. În primul rând, mulțumesc pentru invitație și mă bucur să fiu într-o companie atât de plăcută și de valoroasă. Vreau să spun că pentru mine faptul că fetele abordează STEM, Science, Technology, Engineering and Mathematics, este o satisfacție și este un obiectiv pe care l-am avut încă de atunci când am, venind dintr-o familie de literați, am dat admitere la Politehnica din Timișoara și venind dintr-un orășel de provincie, dar cu un liceu bun, un liceu teoretic, am intrat la Politehnică și am avut prima medie pe țară. Deci a fost, era pe vremea aia, era în timpul lui Ceaușescu, erau examene unice pe țară și a fost într-adevăr momentul în care am văzut că orizontul este deschis și că nu există limite. Nu există limite. Și asta am încercat să imprim pe tot parcursul carierei mele colaboratorilor. Deci nu trebuie niciodată să ne gândim, să punem semne de întrebare, oare pot? Sigur pot. Trebuie să am pasiune, trebuie să știu ce vreau și să muncesc mult, pentru că totul se face cu muncă. Și într-adevăr am mentorat nu doar pe colegii și colaboratorii din Centrul de Cercetare de la Alcatel-Lucent sau pe cei de la OC Software sau din Canon cu care am lucrat. Mentorat înseamnă să acompaniezi și să dai din know-how-ul tău
celor cu care vii în contact și celor în mijlocul cărora te afli. Acum cred că este un foarte bun moment de mentorat, nu doar ca angel investor, ceea ce fac acum, deci suntem un grup de oameni cu multă experiență care sprijinim startup-uri, tineri care vor să-și facă startup-uri, fie că sunt băieți sau fete. Trebuie să recunosc că am văzut mult mai mulți băieți decât fete în zona asta, deci e de lucru. Este momentul foarte bun pentru că nu mai suntem, așa cum vedem, această pandemie ne-a dat o democratizare extraordinară a accesului și a comunicării. Deci putem să mentorăm tineri sau mai puțin tineri care se află departe de noi. În orice domeniu avem competența să o facem și am reușit să fac asta și pentru oameni din IT care se află pe alte țări sau pe alte continente, dar cu siguranță că primul focus trebuie să fie, sau pentru mine, cel mai important este în țară. Și cum zicea, cred că Radu, sunt zone care au fost mult mai necăjite până acum și sunt încă necăjite, zonele rurale, dar care, iată, capătă o șansă extraordinară prin această extraordinară explozie a comunicării digitale. Și cred că suntem doar la începutul unei explozii de inițiativă și de comunicare sporită, dintre care mentoratul este un, să zic așa, un sumum, sau pentru care ideea de mentorat este un sumum. Și asta se adresează în mod democrat tuturor, băieților, dar și fetelor. Deci nu n-am făcut niciodată, chiar n-a contat niciodată, nici pentru selecția de experți, nici pentru selecția de manager pe care am făcut-o, nici pentru decizia cui acordăm un sprijin dintre startup-urile care se prezintă, nu a contat dacă a fost o fată sau un băiat. Este efectiv vorba de a aduce valoare și de a ști să o prezinți așa cum trebuie. Mulțumesc, Delia, și într-adevăr, cred că dacă nu aveam pandemia asta, nici foarte multe șanse să ne întâlnim în formula asta, nu cred că aveam. Aveam multe alte lucruri de făcut și ratam un eveniment foarte interesant. Da, așa este. Faptul că suntem cu toții așa împreună, online, ne ajută. Eu cred cu siguranță că ne-a ajutat în această perioadă. Am o întrebare pentru Delia, pe care iarăși o știu de mulți ani și dezvoltăm câteva proiecte, pot să zic, împreună. Tu ai spus că niciodată nu te-ai simțit marginalizat. Ești poate printre norocoasele, să zicem. Dar când crezi tu că ai avut cea mai mare încredere în tine? Când ai zis, da, ok, acum chiar totul se poate. Păi, cred că au fost, așa cum a zis Lăcrămioara, au fost mai multe maxime locale. Deci odată a fost când eram cercetător la Institutul pentru Tehnica de Calcul din Timișoara, cercetător științific. Deci asta era înainte de Ceaușescu, a venit Revoluția, a venit Alcatel în Timișoara, am făcut parte din prima echipă care a fost aleasă să facă cercetare în Alcatel Lucen, deci cu noi a început centrul tehnic mi s-a propus, deci am intrat de la zero, deci eram cercetător științific, da, conduceam proiecte în Institutul pentru Tehnica de Calcul, iar în noua lume în Alcatel, în postcomunism și în această mare corporație care a venit în Timișoara cu mult curaj, am luat-o de la zero. Deci am plecat ca inginer, simplu inginer în IT, am făcut testare, apoi am devenit team leader, apoi am devenit șeful responsabil al grupului de dezvoltare software din acest centru, care în timp creștea. Un moment de wow a fost atunci când managementul francez mi-a propus să preiau conducerea centrului.
Deci am fost primul director român al unui centru de cercetare din România post-revoluționară și a fost un moment în care am zis că este ok și pot, cum am zis, sky is the limit. Iar al doilea a fost atunci când în OCE mi s-a propus, eram CEO și general manager al firmei din Timișoara, OCE Software, de peste 150 de ingineri care făceau cercetare, dezvoltare pentru Canon în printing-ul digital și mi s-a propus să iau conducerea organizației, să fiu vice president al organizației de R&D software de la grupul OCE Technologies din Olanda. Deci a fost încă un moment în care am avut un astfel de wow. Într-adevăr, văd că toată lumea dintre cele care deja avem o carieră, să zicem așa, spun că momentul wow a fost atunci când au fost recunoscute, când munca și activitatea lor a fost recunoscută de către alții. Eu întotdeauna zic că mai întâi trebuie să te împaci cu tine însuți și acum se practică acest mod. Eu îl ziceam de pe vremea că nu era la modă, să zicem, că dacă eu mă simt bine și îmi face plăcere ceea ce fac, cu siguranță se va vedea acest lucru și va produce bucurie și altora sau mulțumire și altora. Sunt foarte multe întrebări, asta a fost așa o scurtă prezentare, am foarte multe întrebări în cap și sunt convinsă că și Radu și multă lume altele, dar vreau mai întâi să iau una din întrebările de la cineva pe care eu o apreciez mult. Este profesoara de fizică Ramona Humeniuc din Alba Iulia, de la Colegiul Național Horea Cloșca și Crișan din Alba Iulia, dar pe care eu o cunosc ca și ambasador Scientix în România. Scientix este un proiect, un program european care promovează educația în STEM prin tot felul de proiecte mai mici și mai mari și pot să spun că Ramona promovează cu puterie și cu putere. Eu urmăresc pe Twitter pe Ramona. N-am văzut-o, nu ne-am întâlnit după câte știu niciodată față-față, dar au ai comunicat online. Și Ramona are o întrebare care o adresează lui Elena Ciocan, dar eu cred că e valabilă pentru multă lume. Dacă a fost o provocare pe care a întâlnit-o și cum i-a făcut față? Și dacă a găsit soluția mai repede sau nu, sau dacă a avut ajutor ca să găsească soluția? Provocări au fost multe și constante. Cred că cel mai important este să ai încredere în tine însăți. Și să realizezi că, în primul și în primul rând, cel care pune limite ești tu. Am doi copii, am încercat să nu mi sacrific nici viața de familie, dar provocările sunt în fiecare zi să reușești să găsești balanța potrivită între viața de familie și viața de servici. Iar la servici, cred că cel mai important este să ai o echipă care, într-adevăr, să funcționeze ca o echipă și, din fericire, în ochii, în jurul meu, am putut întotdeauna să găsesc oameni cu adevărat valoroși și care să formeze echipă și să ne sprijinim, în mod constant unii pe alții. Pe lângă asta, evident, sprijinul familiei este foarte, foarte important, dar cum ziceam la început, cel mai important este să nu ne punem limite și să îndrăznim. Și ce am observat eu și din fericire, în Timișoara stăm extraordinar de bine. În lumea Nokia, balanța între femei și bărbați e undeva la aproape 40% femei, 60% bărbați. În țările vestice visează la așa ceva. Unde mai avem de lucrat puțin este pentru posturile de higher management, ca să zic așa, unde eu ce observ este că femeile nu aplică. Deci părerea mea e că singură își pun limite și când avem poziții noi deschise, nu înțeleg de ce sunt atât de reticente să aplice, pentru că din punctul meu de vedere sunt la fel de bine pregătite sau poate chiar mai bine pregătite decât alți bărbați care nu au o problemă în a aplica. Deci cred că stăm foarte bine pe partea de universitate, pentru că avem o bază de recrutare foarte bună care ne permite să avem aproape jumate-jumate, nu chiar jumate-jumate, dar când este vorba de a accesa poziții de management, cred că femeile se limitează singure și asta este primul impediment care trebuie înlăturat. Da, așa este. Pot să zic că și eu am constatat nu odată la acest lucru că
și în Politehnică, de exemplu, Alina cred că poate să zică acest lucru și mai bine decât mine, statistica pe care eu o știu, care nu-i statistica ultimului an, e adevărat, este că sunt 37% studente în Politehnică, ceea ce e un număr foarte bun. Deci, într-o universitate tehnică, țin să spun că în Anglia număram pe degete, în sute de studenți, fetele care le aveam acolo. În Finlanda mai erau destul de multe, dar nu chiar așa multe. În America nici atâta. Deci, șocul meu masiv, ca să zic așa, când am avut, mi-am dat seama că un pic sunt altfel, mai ales că eu sunt blondă cumva și de la natură, când eram și tânără, mai tânără, și m-am dus să țin ore în America, adică invitat așa, și am intrat într-un anfiteatru enorm în care toți erau deja cu laptopurile în față și nu erau fac. Una. Nimeni. Numai eu în sală. Și atunci mi-am dat seama că ceva chiar trebuie făcut aici și cred că noi stăm bine la acest lucru, dar într-adevăr la lideri stăm mai dificil. Și ce credeți că am putea face ca să fie mai multe femei lideri? Deci, uite, Lăcri a spus că și-a dorit să facă informatică medicală la nivel european și mondial, a candidat și a fost aleasă. Ce am putea face? Lăcri, Alina, oricare, Elena. Scuză-mă. Nu, spune. Fiindcă am făcut referire. Și asta voiam să rafinez un pic răspunsul legat de faptul că am ajuns acolo. Tocmai asta e ideea. Am arătat că se poate. Și cine are dorința asta, uite că se poate. Că sunt femeie, că sunt român, că e și ideea asta. Lasă că noi românii nu ne ia nimeni în seamă. Dar cum e și Elena și Delia și doamna Ela, se poate, nu? Deci și poți să fii și român, că și femeie, și dacă te duci și demonstrezi că ești ce trebuie, atunci n-au încotro și lucrurile se aranjează de la sine. Dar trebuie să demonstrezi. Într-unul dintre proiectele pe care le-am avut Girls in Tech, cu finanțarea europeană, erau listate mai multe posibilități care le puteai face. Și acum întrebarea este din nou pentru toată lumea. Era, se zice așa, mentorship. Deci ești mentor pentru generația tânără. Al doilea este, trebuie să vezi exemple. Deci puterea exemplului, ceea ce cumva facem și noi astăzi. Deci dacă vezi că alții pot, prinzi și tu curaj că poți. Da? Mulți s-au apucat să facă, să fie, nu știu, să-și dorească să fie astronauți, de exemplu, sau după ce au văzut că se poate și că sunt și femei care sunt astronauți și au dorit să fie, fiindcă văd puterea exemplului. Celălalt este crearea unor structuri care să încurajeze complet egalitatea, care vin, țin mai mult de resurse umane, care se practică destul de dur în alte societăți, adică acoperirea completă a numelui și a pozei persoanei și a vârstei persoanei care candidează pentru un job, încât doar background-ul educațional și experiența să conteze. Deci niciun fel de date personale nu sunt vizibile în multe poziții. Eu pot să zic că pentru una dintre pozițiile pe care am aplicat acum vreo 6 ani, 7 ani și pe care am fost selectată și recunosc că n-am îndeplinit-o, n-am mai plecat din Timișoara și din România, chit că am fost selectată, a fost așa. Deci ei au fost puternic surprinși când m-au văzut în ultima fază de interviu că sunt femeie și că sunt și mai tânără decât se așteptau, chit că nu mai am o vârstă chiar așa de tânără. Ce ați alege să faceți? Ce credeți că ar merge cel mai bine în liceele din România? Hai să vedem. Eu vreau să încep cu Laura. Mă iau pe Laura prima, că e cea mai tânără. Laura, ce crezi că a mers la tine? Sau ce crezi că am putea face noi sau tu cu colegele tale? Primul rând, cred că puterea exemplului și, în al doilea rând, mentorat. Pentru că multe fete din ce observ la liceu, când aud de chestii, nu știu, mai avansate decât ce facem la școală și nici nu sunt foarte pasionate de domeniul STEM, se sperie și nu vor să încerce. Și atunci, dacă ar fi cineva care să le arate că nu este chiar atât de greu, probabil le-ar motiva să continue pe acest drum. Da, așa este. Hai să vedem mai departe. Cine vrea să mai intervină? Cristina. Elena, da, Elena. Aș interveni și eu legat de cercuri aplicative care ar trebui să fie gândite pornind de la clasa 0 până la clasa finală de liceu, de exemplu.
Știu că firma Siemens a pornit așa niște cursuri de acest fel, cu laboratoare, cu jocuri, de la copiii de grădiniță până la liceu, lucru care la noi nu există. Deci cercuri aplicative, ca să nu mai vorbesc, care să existe în școli și, bine, alături de mentorat, care fac casă bună, cu care fac casă bună și puterea exemplului, profesorului. Profesorii, dacă sunt legați continuu, conectați la ce este nou în profesia lor și care apoi pot să transmită aceste noi cunoștințe spre elevi, asta face foarte mult. Alina. Da, eu vreau să adaug că cred că dacă am putea, am reușit să depășim aceste stereotipuri prin care femeia nu este, eu știu, potrivită în inginerie, cred că ne-ar fi mult mai ușor și, din punctul meu de vedere, acest concept de femeie lider este ușor tautologic, pentru că femeia cred că este lider prin natura sa. Dacă ne uităm, fiecare începem prin a conduce o familie, a organiza o gospodărie, așa că și cred că suntem capabile să administrăm mai multe lucruri simultan, deci prin natura noastră suntem capabile de a realiza aceleași lucruri cu bărbații. Așa că bănuiesc că dacă din copilărie am fi încurajate, cred că lucrurile ar evolua natural de la sine. Da, multe studii europene spun foarte clar că, de fapt, dacă încurajezi din copilărie și dacă în familie ai parte de un model sau de încurajare, cele mai multe și fete și băieți sau persoane din orice mediu defavorizat, se spune, ajunge să facă carieră. Altfel îți trebuie ceva mai mult curaj și mai multă determinare și aceeași încurajare poate să vină și din partea unui profesor. Întreb din nou pe Alina, pe Elena Helerea și pe Lăcri. Ce am face noi în universitățile tehnice ca să avem mai multe femei profesori, mai multe femei decan, de exemplu? Uite, avem aici foste prodecan, prorector. Cine răspunde? Nu vrea nimeni să răspundă. Eu pot să spun ce fac eu cu colegele mele și care au fost doctorande, pe care le-am încurajat să-și termine doctorate, pe care le-am acum colegi și mă strădui să le conectez cu lumea asta europeană și internațională, să intre în proiecte. Mi-e drag de ele și asta e. Acum, sigur că mie îmi plac comunitățile în care suntem diversi. Poate am eu așa o deviație, dar mie îmi place foarte mult să fie fete, să fie băieți, să fie tineri, să fie bătrâni, să fie din Balcani, să fie din țări nordice, să fie din America. E cel mai bun mediu, cel mai creativ și acolo tot timpul găsești ceva de făcut, tot timpul înveți ceva, nu te plictisești niciodată. Dacă ai o diversitate a comunității în care trăiești, profesional vorbesc. Da, așa este. Te rog, Elena. Eu aș puncta, să zicem așa, faptul că foarte multe colege de-abia îndrăznesc să facă proiecte. Dar odată pornită pe calea aceasta și ajungând director de proiect, deja cred că calitatea aceea de lider se dezvoltă, devine concretă și de aici mai departe nu mai e decât un pas ca să poți să te gândești la funcția de șef de catedră, de departament sau de decan și de ce nu de rector. Dar de fiecare dată trebuie să fie încurajat acest sentiment, chiar și de către colegii noștri care nu o fac. Deci încă nu o fac. Așa este, pot să zic un pic, o iau pe Alina și după aia, Radu, te-am văzut că vrei. Alina, te rog. Da, cred că aici problema, de ce nu întâlnim atât de multe femei în pozițiile acestea de conducere, este datorată faptului că o femeie poate că gândește de mai multe ori în momentul în care își asumă un risc.
Și poate că atunci are o îndoială și eu știu, poate că în momentul în care emite o idee a verificat-o de multiple ori și atunci volumul ei de muncă este mult mai mare, poate. Poate că de aici vine și această reticență, având în vedere că există întotdeauna această îndatorire a noastră în care trebuie să îmbinăm partea profesională cu partea familială și atunci, eu știu, poate că acesta ar fi un motiv. Deci, încă o dată, cum spunea și doamna Herrera, trebuie să încurajăm. Cred că dacă orice persoană dacă este încurajată, va îndrăzni și își va asuma riscurile. Mulțumesc! Radu? Hai să vedem, părerea ta, uite, totdeauna și eu am zis, Radu m-a întrebat, ești sigură că vrei să vii? Și am zis, da, sunt sigură, eu nu pot să accept niciodată un panel exclusiv de gen. Deci Radu este dovada clară că eu chiar cred în asta. Da, mulțumesc în numele tuturor bărbaților cu care colaborăm de atât de multe ori. Ce vreau eu să sugerez cumva... Plecând de la modelul construit chiar în această emisiune, în care am adus cumva toate layerele de vârstă și de experiență personală și profesională, cred că ar fi senzațional dacă, într-o formă sau alta, am reușit să construim genul ăsta de echipe de mentoring și de inspirație pentru tineri. Nu neapărat pentru fete, ci cred că ar fi spectaculos ca... foarte mulți băieți să vă întâlnească pe voi, invitatele din această emisiune și să fie obișnuiți cumva să lucreze cu o lideră de, eu știu, de proiect sau cu o mentoriță, o mentoră și să înțeleagă că valoarea contribuției nu țină niciun fel de gen, de, eu știu, naționalitate sau de proveniență socială. Ceea ce spunea Lăcrămioara e super interesant și ne place de foarte multe ori să vedem echipe cât mai diverse. Și asta ar fi propunerea mea, să construim contexte în care zeci de copii să... o vadă și pe Laura, să vadă și pe doamna profesor Helerea, să vadă pe oricare dintre voi, dar pe toate alături, cumva, ca și modele și ca și sursă de inspirație. Deci Radu este următoarea ta temă de casă, deci, fiindcă tu ești cel care reușește să mobilizeze comunitățile din diferite puncte de vedere, așa că uite, noi toate ne dăm întotdeauna foarte ocupate, recunoaștem lucrul ăsta, dar credem că nu ți-am putea rezista dacă tu ne vei împinge de la spate. Delia! Da, eu voiam să zic că subscriu și am avut aceeași idee ca și Radu, dar mă gândesc să o extindem un pic, adică poate dăm idei celor din alte orașe, din alte localități, din alte județe să formeze astfel de echipe, fiindcă sunt foarte multe femei valoroase care au reușit sau sunt pe calea de a reuși în carieră și să multiplicăm acest ceea ce facem noi la nivelul întregii țări. Deci putem da idei unor echipe similare care să se prezinte în fața fetelor și nu numai a fetelor. Ideea este de a avea mai mulți oameni în STEM în general. Deci sunt prea puține fete în STEM, dar sunt și prea puțini băieți în STEM. Și nu vorbesc ca un angajator, dar vorbesc ca un om care se gândește la viitor. Deci viitorul nostru este puternic marcat de tehnologie, iar în lumea de mâine România va avea un loc dacă va avea oameni competenți în STEM. Asta este foarte clar. Și ar trebui să facă parte dintr-o strategie de țară. Și asta începe de la grădiniță, când nu dai jucării păpuși fetițelor și jocuri de Lego băieților, s-a făcut un experiment la copii foarte mici de grădiniță, cred că în Anglia. Și după ce fetițele s-au jucat cu bucătărioare și păpușele, iar copiii cu Lego, ghici cine a avut percepția spațială mai bună.
după care s-a reluat experimentul și s-a dat și la fetițe și la băieți să joace cu Lego. Și competența spațială a fost absolut aceeași. Deci începând de acolo până în școală, unde sunt multe școli și dascăli luminați, cum am văzut astăzi, dar sunt și școli cu dascăli mai puțin luminați, în care în laboratoarele de chimie nu se fac exerciții, nu se fac laboratoare fizice, experimente, decât rar, pentru că murdărime prubetele și nu avem laborant. Până la lipsa de interes, se predau materiile ca și cum ar fi pentru studenți, ori la copii trebuie să-i trezești interesul. Știu că fiica mea în Olanda, la ora de, cred că a fost chimie, trebuia să ducă biscuiți. Și zic, dar ce faceți cu biscuiți? Era anul întâi de liceu. Și a zis, păi trebuie să ardem biscuiți, să vedem ce energie calorică degajează un biscuit. Deci cu astfel de lucruri interesezi copii și îi atragi spre STEM, fiindcă trebuie să naști o pasiune în ei. Da, și asta este meseria noastră ca și profesor și într-un fel și ca și comunitate care încearcă, uite, Radu, de exemplu, face tot felul de experimente sau încurajează tot felul de experimente și poate vrei să ne pomenești un piculeț despre grupul de STEAM pe care l-ai creat, Radu, și despre activitățile pe care le-ai făcut cu fetele și cu multă lume care a venit și a vorbit și despre știință și despre artă și de mai ales despre îmbinarea tehnologiei și științei cu arta. Da, probabil că una dintre cele mai de succes proiecte e chiar odată Biocoder Dojo, care fiind el cumva inițiat pe zona de juncțiune între informatică și biologie, medicină, s-a extins extrem de mult prin activități săptămânale în care aduceam ca invitați experți din domenii extrem de diverse. Și aici Denisa, de exemplu, îl cunoaște pe unul dintre invitații care a făcut, eu știu, cele mai multe valuri, un filozof german care predă la o universitate americană din Roma, Stefan Sorgner, care a discutat despre etică în știință, în AI, în genetică. Și o altă participare spectaculoasă a fost cea a Anei Dumitriu, o bioartist din Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord, care din nou ne-a putut arăta în ce mod, clădind pe știință, poți aduce, eu știu, o nouă formă de manifestare artistică și în același timp să întorci cumva interesul audienței, a publicului către știință, deschizând cumva ușa prin manifestări artistice. La fel am avut antreprenori, am avut profesoare de genetică de la Facultatea de Medicină, în fine, câteva zeci de asemenea invitați care au venit, bineînțeles, ca voluntari, sâmbătă după amiaza, să interacționeze cu zecile de copii de la Biocoder Dojo și care practic au augmentat impactul acestui proiect. Un alt proiect e cel de care spuneam, Girls STEAM Power. Întâlniri destul de neregulate, din păcate, în care odată pe lună, odată la două luni, reușeam să aducem în fața unui grup de eleve de gimnaziu care își caută cumva drumul către liceu, aduceam fete, studente, doctorande de la MIT, de la tot soiul de universități de renume, care să le explice în ce constă o carieră în domeniul ăsta și care sunt, eu știu, provocările pe care trebuie să le cărora trebuie să le facă față o tânără elevă pentru a, eu știu, se încadra
cum trebuie pe o asemenea direcție. Și, din nou, cred că acolo a fost foarte important faptul că nu am adus neapărat persoane aflate cumva într-un maxim non-local, da, al carierei, cineva care e extrem de realizat, ci colege de poate cu 5-10 ani mai mari decât ele, dar care în mod clar au ceva de spus în domeniul lor și pot constitui un model. Genul ăsta de evenimente trebuie, eu știu, făcute fără pretenții, fără foarte mult fast, ci e important ca ele să aibă loc și să aducă lumea, oamenii împreună și discuții deschise și diverse, iarăși. De obicei aducem două invitate din domenii distincte, astfel încât să existe cumva, eu știu, o tensiune, să existe un baleiaj între domenii pentru a menține cumva atenția și pentru a oferi oricui un punct de inserție în ceea ce se discută. Da, așa este și putem să spunem că multe din acestea, din păcate, nu au fost înregistrate. Știi că eu ți-am tot spus ție lucrul ăsta. Eu am obsesiile mele cu digitalizarea și cu înregistrarea evenimentelor. Da. Facem, de exemplu, workshop-urile în 2 săptămâni, facem din nou workshop-ul dedicat educației deschise. Le facem de 10 ani în Timișoara, fie cele de competențe digitale, care întotdeauna e noiembrie-decembrie, iar marcă dată cu săptămâna educației deschise la nivel mondial, cel dedicat educației deschise. Întotdeauna le înregistrăm și după aceea le punem online. Le și transmitem live atunci, dar le și punem care sus online. Uite cât erau de bune acum. Câte exemple se puteau folosi din acelea. Pentru da, asta, încet, de exemplu... Da, scuză-mă, zi-mă. Încet am învățat și noi și am lansat un nou format, o emisiune săptămânală de oră în care invităm live de data asta, deci într-un, hai să spunem, studio, elevi de liceu care sunt implicați în proiecte deosebite, majoritatea au de-a face cu domeniul științei, tehnologiei, artei digitale și încet, încet, da, adunăm conținut. Vorbim despre emisiunile realizate sub, mă rog, pălăria Educate Me, convorbirile Educate Me, în care facem și puțin orientare profesională și de carieră, prezentând universități atractive din țară și din străinătate, expunând copiii și la artă creată de colegi de generații. Deci, cumva, o emisiune diversă care sper să prindă și pe care o aducem vineri la ediția 11, ieșim și pe YouTube, sperăm cumva să venim cu o alternativă serioasă la un conținut altfel, destul de subțirel și ușurel disponibil online. Da, așa este și dacă... Diana, da, te aș putea să-l prezint și eu un instrument, să zicem, care... pe care l-am dezvoltat în legătură cu parteneri din Italia, Grecia, Turcia, Bulgaria, din România și vreau să încarc, să vedem dacă reușesc. Da, cred că ăsta este, share. Este vorba despre o revistă de History of Science and Technology, care este dezvoltată de elevi pentru elevi. A intrat în colegiul de redacție al acestei reviste. Uite, vă arăt, ea are cam aproape 20 de ani. Asta este coperta din anul 2012. Coperțile sunt concepute tot de elevi. Conținutul, articolele sunt ale elevilor și studenților și toți ei fac editarea. Această revistă este rezultatul unui proiect european la care un liceu, Bogiolera din Catania, s-a încăpățânat să continue acel proiect și la care s-au afiliat câteva din școlile din spațiul european. M-aș bucura dacă colegii noștri de liceu, din categoria STEAM,
ar putea să contribuie cu articole, atât profesorii, cât și elevii, cât și studenți, la această tematică, History of Science and Technology. Suntem la numărul din 2019, am rămas puțin în urmă tocmai din cauza pandemiei, dar sperăm că vom reuși ca să ajungem la zi cu numerele la această revistă, la care există un comitet colectiv editorial la Făgăraș, unul la Brașov, la București, la Iași, din România. Dar pot să existe colective editoriale din foarte multe orașe care să preia scoaterea câte un număr, a unui număr din această revistă. Ea, de fapt, nu face altceva decât să întărească legătura dintre profesor, elev, universitate, licee. Deci, cred că parte din ceea ce a prezentat Radu ar putea, unele din aceste discuții, ar putea să intre ca articole de fond în această revistă. Da, da, mulțumim mult de tot, Elena. Într-adevăr, vreau să o las și pe Lăcrămioara să ne dea niște exemple, dar vreau doar pe scurt să menționez că, de exemplu, tot acum în pandemie și nu numai, Oana Romoci a încercat la Timișoara și după aceea mai și Pitești și Baia Mare să replice un festival pe care văzusem și eu în Anglia, l-a numit Romanian Science Festival, care e foarte interesant. Mulți de aici și multe de aici, ca să zic așa, participăm la Romanian Science Festival. În anul acesta l-au făcut online și a putut să prezinte și să rămână mentoratul acesta în online. La fel și Fondul Științescu prin Fundația Comunitară prezintă foarte multe proiecte de încurajare a științei și care rămân online. Deci asta vă încurajez pe toată lumea. Lăcrămioara, te rog, Lăcrimi. Pornind de la ceva ce a spus Radu și tu, m-am gândit că astăzi ne-ai pus întrebarea aceea cu wow. Și acum o bună parte din cei care ne ascultă o să zică, pe sigur, lor le convine. Toate sunt în top, toate le-au mers bine de când au fost mici până au fost, uite așa, în op maximul maxim. Și sigur, noi suntem altfel. Ai putea să faci o emisiune în care să ne întrebi care a fost momentul vax din cariera noastră și cum l-am depășit. Sau cum am trecut peste frustrări, că le-am avut, sunt convinsă, toate, sau mă rog, eu cel puțin le-am avut, frustrări și piedici și poate că și asta ar fi de interes și poate ar fi încurajator. Modul în care am trecut peste ele, momentele critice din viața noastră. Așa e și chiar... Uite, te încurajez să o faci acum, fiindcă într-adevăr există un concept acesta care Creative Mornings îl făcea, cel mai nasol moment și cel mai low moment, așa că hai să vedem. Încep tu, Lăcrimi, te rog. Și începem noi, astea mai în vârstă. Și cine m-a pus? Și la cele mai tinere. Cine m-a pus? Hai să leg, ca să nu leg de zona locală, națională, leg tot de zona europeană. Am avut colegi și colege care au considerat că cineva din România n-are ce să caute în zona de high, din bordul european al unei federații europene de informatică medicală. Și atât de la alegerile de vicepreședinte, a discutat cu toată lumea din jur, până a venit domnul profesor Mihala și mi-a spus, Lăcrimi, îmi pare rău pentru tine, dar vreo trei persoane o să voteze pentru tine, că asta s-a dus și a vorbit cu ăia și cu ăia și cu ăia și o să fie bai. No. Și am zis, asta sunt, eu o să-mi țin spiciu, o să spun ce vreau eu să fac, ce am făcut, cine mă știe bine, cine nu. Dar momentul ăla pentru mine când mi-a spus asta a fost așa, că mă simțeam ca sub preș, așa, ultimul șoarece din Federația Europeană de Informatică. Ei, și n-a fost așa, că am câștigat totuși, dar ăla a fost un moment greu. Un moment în care ești la cumpără și nu știi să mă duc mai departe, să susțin mai departe sau oricum e pierdută. Nu, sunt și femeie și româncă, contracandidatul era bărbat, olandez, deci... Ei... Și am mers mai departe. Și asta a fost. Și ai câștigat. Da. Da.
Dar și colegii mei știu că a fost acolo acum ani buni în Turcia. Și s-au bucurat. Deci le-am făcut și lor o bucurie. Dar da, a fost un moment greu și astea sunt. Dar modul în care le depășești te duc na. Și sunt convinsă că fiecare din doamnele de aici pot să dea un exemplu de genul ăsta. Elena Ciocan. Da, pentru mine cel mai greu a fost când am avut primul job pe plan internațional, ca să zic așa. Adică pe plan local poate că a apărut un pic mai ușor, dar pe plan internațional, când am dat interviu pentru primul job, eram nu doar prima femeie, eram primul român. Predecesorii mei, toți care aveau jobul respectiv de release leader, erau toți din Statele Unite. Și ce mi s-a părut mie extrem de greu e când ne-am întâlnit cu toții, a fost diferența între felul în care am fost eu formată și felul în care sunt americanii formați, care sunt extrem de vocali și care au niște skill-uri de prezentare extraordinare. Ei de la grădiniță, când învață despre plante, merg și fac în fața clasei o prezentare despre cum au pus bobul de fasole și am colțit și din el a ieșit fasolea. Deci ei, prin formare, aveau niște aturi care eu simțeam că mie îmi lipsesc și mi s-a părut extrem, extrem de intimidant, dar prin muncă am reușit cumva să compensez, pentru că poți să înveți și tu la rândul tău să stăpânești respectivele skill-uri. Da, și fiindcă ca să nu zic, să nu le luăm numai așa după vârstă, mă duc la Cristina Codrun. Cel mai low moment pentru tine, Cristina? Cristina? Cred că am pierdut-o pe Cristina. Ioana Cristina, hai să vedem pe tine. Da, și mă gândeam care ar fi unul dintre acele momente. Aș putea să menționez un moment atunci când am studiat la Viena. Mă înscrisesem la mai multe discipline și una dintre ele, fără să știu dinainte, era un journal club la care toți ceilalți participanți erau la doctorat, iar eu eram singura din ciclul licență care participa la respectivele discuții. Trebuia să prezentăm o lucrare științifică ca și cum ar fi a noastră și să răspundem la eventualele întrebări. Și bineînțeles că și eu am fost destul de intimidată de întrebările doctoranzilor și mă simțeam cumva cea mai mică de acolo și poate incapabilă să duc la bun sfârșit acest task, dar am reușit până la urmă să fac și prezentarea și să răspund întrebărilor. Și a fost o provocare pe care mi-a plăcut să o încerc. Până la urmă e bine să-ți testezi limitele și să vezi că se poate. Da, așa este. Mă duc la Alina acum. Alina? Da, pentru mine cel mai dificil, stăteam și mă gândeam, a fost în momentul în care mi-am început stagiul postdoctoral. Am ajuns la Universitatea Claude Bernard din Franța. Am ajuns într-o echipă în care unele dintre persoanele cu care trebuiau să lucrez nu mi-acordau încredere și asta a fost cel mai dificil, să lucrez cu oameni care nu mi-acordau încredere și pe care totuși încerc să-i conving că se înșală. Asta a fost cel mai dificil moment, adică a trebuit să-mi demonstrez mie în primul rând că nu, ei se înșală, eu am dreptate, am putere și reușesc să trec peste aceste lucruri. Asta a fost, cred că, cel mai dificil moment. Mulțumesc! Cu plăcere, mă bucur că asta a fost, că astea sunt momentele care te determină după aceea să faci mai bine. Exact! Denisa! Da, din fericire nu am avut prea multe momente dificile, dar cel mai recent, dinainte de pandemie, a fost un proiect pe care l-am avut de prezentat la o conferință internațională de la Cluj de tehnologie și am muncit luni întregi făcând un proiect despre blockchain-uri, despre aplicațiile lor în criptomonede și în alte sectoare. Și am fost extrem de mulțumită de el până în momentul în care a trebuit să-l prezint. Atunci
Eu am fost foarte sigură pe ceea ce am spus, dar din păcate nu am reușit să primesc decât premiul 3 la conferință, ceea ce m-a demoralizat destul de mult știind cât de mult am muncit și știu că este o experiență destul de comună, însă știam că pot mai mult, știam că poate meritam mai mult, dar am trecut peste, desigur, și în momentul de față încerc să mă autodepășesc ca să nu mai ajung în același punct. Deci te motivează puternic momentele acestea. Da, cred că cel mai mult, de fapt, eșecurile mă motivează. Pe toate, cred că. Elena Heleria. Microfonul, Elena. Un moment foarte dificil a fost chiar intrarea la facultate, pentru că erau 80 de băieți și 5-6 fete. Și era foarte dificil să te duci la cantină când vedeai privirile la toți îndreptate asupra colegilor, asupra mea. A trebuit să lupt cu mine însumi ca să pot să depășesc această timiditate până la urmă. Până în anul 4, în anul 5, deja, da, era cu totul altfel, atmosfera era foarte plăcută, colegii ne apreciau, știau deja cine suntem, cum suntem și, deci, în timp am depășit acest, să spunem, moment dificil, pentru că la un moment dat mă gândeam dacă, într-adevăr, am ales bine ceea ce am ales. Asta a fost un moment. Al doilea moment a fost când eram director de Colegiul Universitar Tehnic și politic vorbind, am fost brusc schimbată fără să se menționeze de ce, cum, când, lucru care a fost mai mult decât deranjant pentru mine, știind că făcusem tot ce se putea pentru dezvoltarea Colegiului Tehnic. Apoi, revenirea a fost tocmai faptul că după câțiva ani am reușit, adică colegii m-au apreciat și m-au votat pentru funcția de prorector, apoi de director de bibliotecă. Deci, până la urmă, am fost recunoscută pentru ceea ce însemnam eu pentru ei și pentru universitate. Deci momentele de cumpănă din nou ne determină. Da, mergem acum la cineva care nu știu dacă a avut prea multe momente de cumpănă, Laura Chirilă. Da, din fericire nu am avut foarte multe momente, dar ce îmi pot aduce aminte este în clasa 9, când am intrat prima dată în echipa de robotică care participă în concursul First Tech Challenge la liceu. Țin minte că în primul rând, nu a fost sigur dacă voi fi acceptată din prima în echipă, chiar dacă eram singurul candidat, doar pentru că eram în clasa 9, iar restul deja avea un an de experiență. În cele din urmă m-au acceptat, dar în tot acel sezon pot spune că părerea și opinia mea nu a contat așa de mult, mai ales în partea tehnică de construcția robotului, pentru că eram singura fată care venea cu idei. Și apoi, bineînțeles, în acel an nu am avut o performanță foarte bună la concurs și apoi la finalul anului am putut să le spun, vedeți, v-am zis eu că trebuia să facem așa și așa și apoi în anul următor au început să mă asculte și a fost mai bine. Da, deci într-adevăr pot să zic că relaționez din nou aici un piculeț cu tine că e foarte greu când nu vor să te asculte și tu la sfârșit le zici, v-am spus eu. Dar să știi că e și satisfacție la chestia asta, așa, un piculeț, așa, un drăgușor micuț acolo zice chestia Nu chiar, asta. Pentru că noi am lucrat mult și în acel sezon și putea fi mai bine. Eu sper cu siguranță să fie mai bine și, cum am zis, diversitatea e secretul întotdeauna. Delia? Eu o să spun despre un moment într-adevăr dificil când am plecat în Olanda să lucrez acolo. Am fost invitată, am plecat cu familia, părinții mei au rămas aici, era extrem de mult de lucru, dar nu mă temeam de asta. Și după aproape jumătate de an, tatăl meu a decedat aici în țară și nu am fost lângă el. A fost foarte rapid, era bine și în 2 săptămâni s-a dus și a fost foarte greu să accept că n-am fost în țară și să reiau după aceea
sau, mă rog, aproape în paralel să continui activitatea ca și cum asta nu s-ar fi întâmplat. Noroc că au fost colegii de acolo foarte drăguți și am depășit până la urmă momentul. Da, și încercările personale nu sunt ușoare pentru nimeni și cred că toate cele care suntem aici putem să zicem acest lucru într-un fel sau altul. Mergem la altcineva, tot așa tânăr, care a reușit să revină online. Cristina Codrun. Da, pentru mine cel mai greu moment nu a fost legat de faptul că sunt fată și a fost legat de faptul că am vrut să studiez un domeniu care în țară nu prea e cunoscut și eu am făcut licența la Facultatea de Fizică din București și când ne-am zis că vreau proiecte pe astrofizică, toți ne-au zis să renunț și că nu se poate face. Și a fost un moment foarte greu în care eu sincer nu am știut ce să fac și abia mai târziu m-am decis să plec și să încerc să fac și de astronomie în altă parte. Da, și într-adevăr e bine când poți să faci acest lucru și când, da, când se poate. Acum am din nou o întrebare, fiindcă așa am zis toate un piculeț, să nu vă speriați că am rămas numai doamnele aici, Radu Ticiu a rămas fără baterie, deci la modul cel mai simplu, nu mai are curent electric, Radu, așa că a rămas numai noi, doamnele, Radu ne-a părăsit. Dacă își face rost de baterie, revine, nu credem, dar mai încercăm. Nu și-a planificat bine, deci managementul riscului, înțelegeți? Deci ăsta care pe noi îl demonstrăm în fiecare zi că îl stăpânim. Am o întrebare pentru generația puțin mai tânără, să zicem, deci pentru Denisa, Ioana, Cristina și Laura. Ce am putea face ca voi, să zicem, poate să aveți cât mai puține momente în care să ziceți să fiți dezamăgite sau le-am fi oricum, dar să fie mai puține și să simțiți că poate, într-adevăr, ceva se poate schimba și ceva ar fi de făcut. Cine vrea să înceapă? Ioana? Da, mă gândeam. Cred că în primul rând contează foarte mult sprijinul și încurajarea cuiva și aici revenim la mentor, e foarte bine atunci când cineva te susține în permanență și chiar dacă ai greșit sau chiar dacă ai eșuat poate într-un anumit punct, cred că nu e niciodată sfârșitul acolo și ar trebui să învățăm din lucrurile astea și să le luăm ca pe o lecție pe care ulterior să o aplicăm când ne mai întâlnim cu situații asemănătoare. Și cred că e foarte bine să fim optimiști. Contează foarte mult, poate să ne cultivăm acest optimism și încredere în sine. Denisa, mersi! Foarte bună ideea! Da, Denisa. Aș merge pe aceeași idee. Pentru că dezamăgirile sunt inevitabile, așa că să lucrăm, să avem mai puține, ci să nu le mai privim ca niște dezamăgiri. Să lucrăm asupra minții noastre, să facem astfel încât să privim orice impediment ca fiind doar un pas înainte. Într-un fel, dezamăgirile să nu le privim astfel, ci doar ca pe niște impulsuri de a deveni niște persoane mai bune, de a ne concentra mai mult asupra lumii din jurul nostru, că nu neapărat asupra numărului de dezamăgiri din viață, pentru că acest lucru nu putem controla, ci asupra atitudinii noastre față de ele. Laura! Sunt de acord cu ce au zis și restul, adică dezamăgirile oricum vin, nu le putem evita, dar trebuie cumva să învățăm câte o lecție din fiecare și data viitoare să fie mai bine, fără greșeli nu poți să te dezvolți și contează într-adevăr și să ai pe cineva ca pe un mentor care să te ajute în momentele grele și să te îndrume spre calea cea bună. Cristina? Nu știu dacă mai pot să mai adaug ceva nou.
Sunt de acord cu ce au zis Sărestu și sunt de părere că dacă vrem să facem ceva, nu trebuie să conteze ce cred alții sau ce greșeli facem și să continuăm să învățăm și să muncim pentru acel lucru, să nu ne oprim. Da, și pot să spun că dacă pot să am și eu așa o mică continuare, este să fim mai unite. Unul dintre primele lucruri care le-am învățat, când pot să zic din nou, când am fost în străinătate, aici nu îmi dădusem seama de asta, este că băieții sau bărbații reușesc de cele mai multe ori fiindcă țin partea, cum se zice. It's a club. Deci e un club acolo din care nu poți să-l spargi și să-i scoți afară și își țin partea indiferent ce ar fi. Ceea ce fetele, femeile foarte rar fac. Deci nu își țin partea pentru absolut orice. Deci cred că poate am avea mai puține dezamăgiri dacă ne-am unit toate și ne-am ține partea cât mai mult și eu cred cu tărie că numai din greșeli învățăm. Greșim toți, toate, eu greșesc în fiecare zi și numai așa învăț și cel mai greu este poate să zici, da, am greșit, îmi pare rău, pot să iau de la capăt și să o fac din nou și să-ți cer scuze și să continui și să nu fie un capăt de lume sau de țară acest lucru. Ne apropiem de final și trebuie să zic că am primit foarte multe mesaje și unul dintre ele trebuie să-l menționez și din echipă și de peste tot mi s-a spus că să fim sigure că ne urmăresc foarte mulți bărbați incognito. Deci, așa că nu, chiar dacă Radu a dispărut de aici, de la vedere, ca să zicem, sunt mulți bărbați, sunt și bărbații din echipa tehnică a Centrului de E-Learning din Politehnică și mulți alții care sunt pe Facebook și în Zoom care ne trimit mesaje și tot. Multe mesaje ne-au venit nouă doar în zona de panelist sau de comentarii. Dacă selectați panelist and attendees, vede toată lumea, nu numai noi. Deci sunt foarte multe mesaje de la multe doamne și de la mulți domni care se bucură că pot să vadă modele. Am obiceiul că la finalul fiecărui webinar mai deosebit, cum spun eu, nu un webinar musa educațional, să vă rog să spuneți într-un singur cuvânt cum vedeți voi posibilitatea ca fetele, femeile să devină lidere în STEM. Și am să încep cu, nu știu, hai să începem cu Elena. Cum am început și ordinea în care am început? Elena Helerea. Într-un singur cuvânt, un cuvânt. Deschide microfonul, Elena. Întrebarea. Răspundeam la una din întrebări. Deci, da, într-un singur cuvânt, să spui ce am putea face sau care este secretul ca să avem mai multe femei lidere în STEM. Proiecte. Mulțumesc. Așa am să mă duc aici. Cred că următoarea după Elena a fost Ioana. Microfoanele. Aș spune entuziasmul. Mulțumesc. Lacrimeara. Curaj. Mersi mult de tot. Denisa? Încurajare. Super. Elena Ciocan? Mentoring. Cristina Codrun? Determinare. Gabriela Alina Dumitrel. Alina, scuză. Încredere. Și Laura? Microfonul, Laura? Aș spune tot încurajare. Deci iată că cu proiecte, cu încurajare, cu încredere, cu viziune, eu aș alege viziune și dorința de a izbândi indiferent ce, și putem să mai zicem și cu multă perseverență, vom reuși cu siguranță. Noi sperăm ca acest webinar, puțin mai diferit din zona împreună online, să vă demonstreze că se poate și că împreună putem să facem foarte multe lucruri interesante. V-am prezentat câteva proiecte, câteva cariere. Să sperăm că capacitatea de a face mentorat nu numai pentru tinere și pentru, cât și pentru tineri care să își dorească să urmeze o carieră în știință, în tehnologie, în inginerie și matematică să domine. Asociația IEEE poate să facă acest lucru, asociația EDEN, Asociația Română a Universităților Tehnice, care toate trei ne sunt partenere în acest proiect împreună cu EducaTM și cu asociația OneSource, încurajează exact acest lucru, ca cât mai multă lume din generația mai tânără să-și dorească să studieze STEM, iar eu adaug ca
tot mai multă lume din cei care ajung să începe să studieze STEM, să rămână în STEM, nu să plece din STEM și să facă poate altceva, sau măcar să le îmbine în modul cât mai armonios, poate cu artă, cultură, medicină, poate democrație sau instituții publice, care să fie cât mai apropiată de știință și de tehnologie. Vă mulțumesc mult tuturor, ne vom vedea în curând. Săptămâna viitoare discutăm despre examene la Împreună Online, iar mulțumesc foarte mult Elena, Lăcri, Delia, Alina, Ioana, Cristina, Denisa și Laura și vă doresc mult succes pe viitor. Îi mulțumim lui Radu, și care va veni și el la un moment dat alături din nou de noi în curând. Vă mulțumesc mult de tot. La revedere. O seară frumoasă tuturor. Mulțumim și noi. La revedere. Mulțumim. La revedere. La revedere. Mulțumim. O zi fericită mulțumim. Pentru Ziua Internațională a Femeilor în STEM. Tuturor. Mulțumim mult de tot. Bine.